cafeaua de dimineață ne ajută să scapi de greață și străși. Bună dimineața, o zi bună de primăvară, sperăm să fie astăzi, poate ar trebui să mai vină un pic de ploaie, dar asta nu ține de noi. Cafeaua de dimineață, 3 martie 2020, astăzi fără invitat, pentru că vrem să discutăm pentru dumneavoastră niște lucruri un pic mai delicate pe care partidele politice evită să-l discute în această perioadă, deși ar fi esențial pentru noi să știm cine și cum va încerca să ne reprezinte pentru următorii 4 ani. Vorbim aici despre alegerile de la Piatra Neamț. Alegerile locale, viitoare, sunt extrem de importante la Piatra Neamț. O să spuneți de ce la Piatra Neamț și nu în restul județului. Pentru că în funcție de cine va candida la Piatra Neamț se decid foarte multe lucruri și la nivel județean. Lumea așteaptă să vadă care vor fi mișcările, cine le va face și cum. O să spuneți, da, ce, lucrurile sunt foarte clare și la PNL va candida Dragoș Chitic și totul va fi ok, pentru că el este candidatul PNL-ului. PSD-ul va mima un candidat sau va pune un candidat care să mimeze lupta sau chiar să lupte cu Dragoș Chitic, dar că totul va merge conform unui scenariu deja lansat de tot felul de adepți ai teoriilor conspirației, că dacă PSD-ul va mima lupta la județ, la municipiu, PNL-ul va mima lupta la județ. În realitate, lucrurile sunt mult, 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 mult mai complicate. De ce? Pentru că, deși nimeni nu o spune și nimeni nu recunoaște, în PNL există o așteptare în privința candidatului. Da, ei au făcut lucrurile așa cum se fac înainte de alegeri. S-a făcut un fel de sondaj de opinie, au mers niște oameni, au întrebat, au pus pe listă mai multe persoane, unele doar ca să fie acolo, altele ca să menajeze niște orgolii. În realitate, marea întrebare în PNL este dacă Dragoș Chitic va fi trimis să lupte sau nu. Cert este că Dragoș Chitic, în ciuda faptului că a spus că nu mai candidează la un moment dat, având în spate și acel dosar în care a fost condamnat în primă instanță, dosar care 99%, mâine mi se pare că este termen, va fi trimis spre rejudecare la Curtea de Apel Bacău, pentru că nu ar fi existat un complet specializat în momentul respectiv. Deci, Dragoș Chitic vrea să candideze. Asta este clar. Dacă vrea să candideze, problema este dacă și partidul îl trimite să candideze. Pentru că lumea stă și calculează care sunt avantajele și dezavantajele. Este clar că avantajul lui Dragoș Chitic este că vine de pe poziția de primar. Și principalul său argument în campanie nu vor fi investițiile, pentru că ele nu au existat foarte multe și importante, ci faptul că a reușit, zice domnia sa, să reducă datoria și să facă primăria să funcționeze. În continuare, în ciuda problemelor financiare extrem de mari. Deci, aceasta ar fi argumentul. Ce este, ce gândesc cei care se gândesc că o candidatură a lui Dragoș Chitic ar putea afecta partidul.
faptul că va fi atacat din toate părțile pe dosarele în curs, pe faptul că nu are investiții, pe faptul că nu a acționat întotdeauna așa cum așteptau alții pentru recuperarea banilor așa cum a cerut, de exemplu, Curtea de Conturi. Decizia candidaturii lui Dragoș Chitic nu este la organizația județeană. Asta vă spunem pentru că, indiferent ce veți auzi, declarații, vom hotărâ, noi vom face, decizia este la un singur om și acel om se cheamă Ludovic Orban, care a luat această hotărâre tocmai pentru a amenaja susceptibilitățile din partid. Ludovic Orban este la rândul său într-o situație delicată. De ce? Pentru că are statutul partidului, care spune niște lucruri cu privire la cei care pot candida. Chiar dacă, da, domnul Radu, ne scrie domnul Bogdan Radu, ci că e secret cine candidează, e doar pentru ei. Corect, așa este. E secret, e doar pentru ei. Ce ne-ar interesa pe noi cine candidează la Piatra Neamț, pe care ar trebui să-l votăm. Deci Ludovic Orban trebuie să stea cu ochii în statut, trebuie să stea cu ochii pe sondajul de opinie și să calculeze dacă are sau nu avantaje o candidatură a lui Dragoș Chitic. Pentru că inclusiv candidatura la Consiliul Județean este influențată de participarea sau neparticiparea lui Chitic în campanie. De aici încolo lucrurile, sigur că poți să o ia razna la PNL în cazul în care Chitic nu va candida. Culmea, și celelalte partide își doresc într-un fel să candideze Chitic. O să vorbim și despre asta mai încolo. Dacă Chitic nu va candida, PNL-ul are o problemă în a-și alege un alt candidat. Candidatura lui Panaite, fostul prefect și om de casă al PSD-ului, al PDL-ului, după aia al PSD-ului și acum a ajuns în PNL, este o glumă. Este o glumă. Uite, ne scrie un domn. Nu se vorbește pentru că nu s-au decis care dintre oamenii lui Pinalti să preia șepia. Cel puțin așa se vorbește în oraș. Eu, nefiind pietrean, tind să cred același lucru, spune domnul, dar sper să fie, da, uite că nu reușesc să văd mai departe, sper să fie niște candidați adevărați la cârma acestui frumos oraș. Sperăm și noi, domnule Gabriel, să fie candidați frumoși, dar nu precum Panaite. De ce? Domnul Panaite a dovedit că el este un politruc. Și atât. Și un om de afaceri iscusit. Iscusit în condițiile în care a lucrat cu statul. Este foarte greu să-ți imaginezi pe domnul Panaite într-o dezbatere electorală cu cineva de la PSD care să-l întrebe cam așa. Domnul Panaite, erați prefect și în timpul acela discutați cu domnul Gheorghe Ștefan și cu domnul Arsene ca să faceți o lucrare pe firma soției ca să puteți da o cotă parte din lucrare datoria lui Arsene către Ștefan și așa? La așa ceva, ce mai ai să spui? Deci, prefect în funcție, negociază între doi oameni, unul președintele Consiliului Județean, unul fost primar, ca să ia o lucrare pe firma soției și din comision, din profit, să plătească datoria unuia către celălalt. De ce? Și vrei să fii primar? Să fim serioși. Un alt sondat este domnul Adrian Carabelea, care
să vă spun, el are un discurs așa frumos, este implicat în cauze nobile, curățenie, voluntariat, mai nou este implicat și în proiecte europene, pentru că și-a găsit un loc de muncă la Agenția Dezvoltare Nord-Est, dar este implicat în viața de partid, dar care a avut un derapaj care recent te lasă așa, paf. Practic a jignit o întreagă generație de tineri, cu excepția celor care erau alături de el într-o sală sau în partidul său. Restul toți a dat-o el cotită, cum că vezi, Doamne, a luat un citat din Cațavencii și a spus, mă rog, dar răul era făcut și este greu de crezut că domnul Carabelea, în ciuda unor voturi pe care le-a, importante pe care le-a luat într-o campanie electorală, ar putea să fie, să spunem așa, un bun candidat. Cine mai este? Domnul Romel Burjoveanu. Domnul Romel Burjoveanu, cred că chiar este ziua lui de naștere în perioada asta, are un mare handicap. Faptul că toți îl văd ca fiind dușmanul lui Dragoș Chitic, deși lucrurile au fost și n-au fost, sunt și nu sunt, și ca fiind reprezentantul așa unei oculte care ar vrea să preia Piatra Neamț. E greu de crezut că de pe această postură va putea fi nominalizat, dar vom trăi și vom vedea. Cine ar mai fi în discuție? Ar mai fi domnul Vasiliu, de la cel care se ocupă de galuri, a fost și invitat în emisiune. El a fost și vicepreședinte de Consiliul Județean, are tot felul de conexiuni, inclusiv în zona asta de proiecte europene. Probabil că dacă Chitic nu va candida, mulți se vor orienta spre el. A, dar l-am uitat pe domnul Teodorescu. Domnul Teodorescu, consilier local PNL. Probabil multă lume a uitat că și dânsul este implicat în această cursă, dar în mod sigur are calități care ar putea, într-un oarecare context, să-l ducă spre o candidatură, dar este puțin probabil în acest moment. Cam asta e situația în PNL. Să rămânem tot în zona de, așa zisă, dreaptă, deși eu cred că ei sunt mai mult în stânga extremă. Ce se întâmplă în zona USR Plus? Scriam chiar noi la Mesagerul că după ce au anunțat că vor candida pe liste comune, au făcut poze triumfaliste, da, și-au dat mâna domnul Bulai, șeful de la USR, cu domnul Meraru, șeful de la Plus, domnul Bulai s-a sucit. Și a zis, nu mai vreau. Nu mai vreau că nu vor ai mei. Eu am semnat cu tine atunci. Dar ne-am răzgândit. Noi facem o altfel de politică, la noi cuvântul dat este cuvântul dat, dar eu m-am răzgândit. Așa că, bă, băieți, dacă vreți să mai aveți candidat la Piatra Neamț, trebuie să ne cedați nouă toate locurile în Consiliul Județean și în Consiliul Local, alea bune. Și tu, măi Meraru, la Consiliul Județean vei avea poziția a cincea. Primele patru sunt ale noastre. Asta după ce se negociase altceva. Deci, seriozitate, un alt fel de politică și în momentul ăsta, candidatul Plus care trebuia să fie lansat, un candidat interesant a fost în emisiune aici, un economist, în momentul ăsta nu mai este candidatul comun. Ei trebuie să discute din nou, să aștepte medierea de la București, dar după cum merg lucrurile, băieții ăștia ziua sau seara beau un șpriț și toată noaptea se gândesc cum să pună în seara următoare la un șpriț câteva picături de, știu eu, ceva care să creeze un disconfort la stomac celuilalt. Așa că nu prea ai ce să discuți despre seriozitate. Să mergem
și în zona PSD-ului. Aici lucrurile sunt chiar haioase. Și PSD-ul a făcut un sondaj de opinie, evident că lucrurile nu sunt anunțate nicăieri. În sondaj neoficial circulă zvonul că ar fi doamna Moise Florentina, domnul Adrian Niță și doamna prefect Soroceanu, fost prefect Soroceanu, actual secretar al județului, nu al PSD, al județului. Ei bine, ce să discuți despre lucrurile acestea? Doamna Florentina Moise probabil că nu va candida din proprie inițiativă decât obligată. Pentru că ea are alte gânduri și ce putem remarca la dânsa este că s-a implicat în organizarea filialei. Face tot felul de acțiuni, se duce. E ok din punct de vedere politic. Doamna Soroceanu, dacă candidează, va fi o pâine de mâncat pentru toată presa, va fi așa o distracție perpetuă, pentru că domnia sa va face ce a făcut și când era prefect. Cu chestiuni triumfaliste, cu capul înainte și va încerca să rezolve problemele folosindu-se de pârghiile pe care încă le mai are. Domnul Adrian Niță, zice că principalul favorit. El este un băiat așa, interesant. Când mai puteți, mai dați odată fotografia aceea cu dânsul, în care spunea că este timpul să ne luăm orașul înapoi. Ceea ce presupune că la un moment dat orașul era și al domniei sale. Și așa s-a întâmplat pe timpul lui Gheorghe Ștefan, când domnul Adrian Niță era un tânăr junior care aspira la funcții și le-a și găsit. Deci, ei se luptă pentru funcții, pentru tine cine luptă? Numai că pe tricoul lui atunci, la vremea respectivă, scria M10. Mai țineți minte cine era M10? Era un partid care teoretic lupta cu PSD-ul și cu corupția și cu tot. Acel partid era condus de doamna Monica Macovei, care din toți tinerii din neamț l-a găsit pe domnul Adrian Niță, despre care se știa atunci că este într-o legătură foarte, foarte, foarte strânsă, directă sau indirectă cu PSD-ul. Acum, dacă dânsul va candida, putem spune că are câteva avantaje. Este tânăr, este fotogenic, știe să vorbească mai bine decât alții, dar are în spate o mulțime de răspunsuri pe care trebuie să le dea în momentul în care ar fi într-o dezbatere. De exemplu, perioada PubliServ, nu vorbim de ce a fost înainte, asta lăsăm deoparte. Perioada PubliServ, ce s-a întâmplat acolo, cum a dat el în judecată și a câștigat într-o primă instanță o sumă colosală și a pierdut în altă instanță. Apropierea lui foarte strânsă de Ionel Arsene, nu știu în ce măsură îl ajută să primească voturi, dar el probabil va fi candidat. Se mai vorbește despre un candidat venit din sfera privată, ceea ce ar fi interesant în momentul în care își va face apariția, vom putea să discutăm și peste el. Oricum ar fi mai bine pentru PSD să vină cu o figură nouă, pentru că o asemenea figură măcar ar suscita un interes. Ce ne propun acum nu suscită, din păcate, acest interes, decât pentru o mică categorie de oameni. Ce ne-a mai rămas? Nu vorbim aici de PR, care și-a lansat candidatul, care are un nume cunoscut în oraș, Curelaru, dar nu este vorba despre doctorul Curelaru, ci fiul său, care rămâne să dovedească că știe și poate. Oricum, venind de la PR, are șanse foarte mici. Ce ne-a mai rămas? Ne-a mai rămas Pro-România. Pro-România are candidat. Are candidatul chiar cel mai, să spunem așa, soft dintre toți, pentru că are un program,
s-a dovedit în timp că programul lui putea fi folosit și aplicat, alții l-au folosit și l-au aplicat. Este vorba despre Liviu Arbuz. Mai rămâne ca el să-și dorească să candideze, că este posibil ca să aplice în partid el ceea ce ar trebui să facă alții. Să vină cu oameni noi, oameni tineri și oameni care să se priceapă la lucruri. Nu neapărat la toate lucrurile, ci la niște lucruri să le facă bine. A fi interesant dacă va candida Liviu Arbuz, pentru că el are deja o campanie prin care a trecut, a învățat probabil multe lucruri din ea și dacă vine pe zona aceasta a stângii care vine cu un program în care nici dreapta nu are foarte mult de comentat, s-ar putea să obțină voturi importante. Oricum, dacă ar fi să aruncăm așa o privire, este unul dintre favoriți și un om care are și notorietate, are și verb, știe și administrație. În ce măsură va candida este o altă întrebare. Tragem linie și spunem că deocamdată sunt doar zvonuri. Nimeni nu vine să ne prezinte candidați, programe, proiecte. O să vină toți în buza campaniei cu niște chestii fade, o să ne trimită niște flyere, o să iasă niște emisiuni de TV aranjate, o să-și trimită niște materiale machiate la partid, dar problemele reale ale orașului nu vor fi discutate. Problemele reale care sunt multe. Nu avem o centură adevărată, avem infrastructura rutieră învechită, infrastructura care ține de canalizare și alimentare cu apă învechită, ciuruită, bani nu sunt, apa servu, știți situația, transportul în comun e o situație deosebită, vă îndemn să citiți mesagerul care va apărea joi cu un material pe această, în această chestiune. Deci lucrurile nu stau deloc bine. Și avem nevoie de oameni care să vină să ne explice cum vor să facă și cu partidul în spatele lor. Dar, ca să vă dau un exemplu că noi suntem niște, trăim într-o zonă foarte, foarte, foarte ciudată, uite, vă spun că trebuie să facă alegeri la Colegiul Medicilor. Știți, Colegiul Medicilor, cei care, din punct de vedere profesional, se luptă să apere reputația medicilor pentru că, și așa mai departe. Înainte de a vă spune cine candidează, vreau să vă aduc aminte. Colegiul Medicilor trebuie, prin statura celor care sunt în conducere, să aibă, cum să spun eu, girul moral să-l tragă de urechi pe unul care a greșit. Mai aduceți aminte cazul Sechel, cu femeia care a murit în spital la 24 de ore după ce a născut. De ce vă amintesc de cazul Sechel? Tocmai într-un cotidian central a fost furat, ăsta este cuvântul, au fost furate două materiale din Mesagerul de Neamț, amestecate așa un pic ca să dea senzația acum că s-a lucrat la ele și s-a publicat un material despre cazul acesta. E foarte bine că s-a publicat. Poate mai trebuie. Cine erau implicați în cazul acesta? Doi medici. Cosmin Urgină și un doctor Chetreanu, o doctoriță Chetreanu, cardiolog, care a și plecat din județ. Doctorul Urgină a aflat pe la ora 5 după amiază că are o problemă cu un pacient. Și după ora 8:20, deci ora 17 până la ora 20, a așteptat. E, acum domnul Cosmin Rugină se pare că este candidat pentru Colegiul Medicilor ca să apere reputația Corpului
medical. Mai sunt și alți candidați, e pe surse știrea, domnul Sălăvăstru, colegul domnului Rugină de la secția respectivă din spital, doamna Stan, care e mama domnului doctor Sălăvăstru, și domnul doctor Andrița. Dacă este adevărat această știre pe surse, va fi distracție mare. Va fi distracție mare. Acestea fiind spuse, oameni buni, ne oprim aici. Tăteți vechi și nouă state. Iar Piatra Neamțul este etalon din acest punct de vedere. Facem ce facem și ne întoarcem de unde am plecat. Cum de unde? O să întrebați, cum de unde am plecat? De unde am plecat? Am plecat, să spunem așa, de la un joc de fotbal în care se dădeau lovituri de pedeapsă. Pălituri de osândă, cum spun frații noștri de peste Prut. De la o pălitură de osândă ni se cam trag toate la Piatra Neamț și multe și în județ. Cele bune, să fiți iubiți!